proiect realizat cu susținerea companiei Dulcinea, partenerii generali ai proiectului. Fincom Bank, întemeietor al primului produs bancar pentru copii, cardului pentru elevi. Înghețata Sandra savurează gustul perfect. Rețeaua de magazine de electronice și electrocasnice Maximum. Doar Maximum. Alegerea perfectă. În spatele fiecărui mare dansator steau ani de antrenamente riguroase. Renunțarea la plăceri în favoarea muncii în sală. Mama cu tata care au dus-o pe viitoarea stea la prima lecție de dans. Pe această lungă, dificilă, dar și frumoasă cale, micii dansatori nu vor fi singuri. Ei au nevoie de sprijinul părinților, fraților, surorilor și prietenilor pentru a nu renunța și pentru a continua să creadă în puterea dansului. Salutare, urmăriți proiectul Puterea Dansului la Jurnal TV. Alături de voi sunt Gabi Marcu și Felicia Jelu. Rândurile participanților la proiect se completează. Cu fiecare emisiune sunt din ce în ce mai mulți norocoși care au primit biletul magic. Concurenții au emoții și acum, mai mult ca niciodată, au nevoie de sprijinul părinților, familiei, prietenilor, colegilor de clasă și, bineînțeles, a profesorilor. Desigur, au nevoie și de sprijinul vostru, celor care îi urmăriți pe cealaltă parte a ecranului. Principala echipă de fani a proiectului sunt co-moderatorii noștri, Sofia Papanaga și Maxim și Nicolae Potoga. Salut! Salut! Ei întâlnesc tinerii dansatori în culise, tot acolo, bineînțeles, îi iau la întrebări. Și deja în scenă dansatorii îi găsesc pe membrii juriului: Elena Filimonenko, Anastasia Badeaghina, Iulian Țurcanu și Emilian Crețu. Cine va primi astăzi biletul magic? Eu zic că e timpul să aflăm. Sofia Popa nu este nevoită să piardă bani pe troleibuz, deoarece astăzi a sosit la noi pe aripile dansului, aproape la propriu. Sofia are 16 ani și a venit să arate puterea stilului oriental. Cum te descrie tu în câteva cuvinte? M-aș descrie ca o persoană foarte ambițioasă, care iubește foarte mult experiențele noi și le caută mereu în lume. Sunt o persoană care iubește foarte mult să călătorească, să descopere fiecare participă acestei lumi. Dragostea Sofiei pentru călătorii vine de la părinți. Mama și tatăl ei lucrează în industria turismului. O vară întreagă, fata chiar a lucrat la ei ca ajutor. Pe lista țărilor vizitate de Sofia se află România, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Belgia, Grecia, Marea Britanie, Dubai și Egipt. Și evident, participanta noastră nu vrea să se oprească aici. Una dintre visele mele este să călătoresc peste 100 de țări. Una dintre țările care aș vrea foarte mult să le vizitez este Peru, Bali sau chiar Australia. Ce țări te-a impresionat cel mai mult? În primul rând, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, Egipt, de asemenea. Deci te-ai gândit dacă cumva ai vrea să pleci în altă țară, care ar fi aia? Marea Britanie. De ce anume Marea Britanie? Mi se pare o țară mai aproape de sufletul meu, pentru că și limba este destul de cunoscută. Cultura lor mă impresionează, ador foarte mult accentul britanic și cum lucrează oamenii acolo. Tu ai accent britanic? Probabil că încă nu, dar ascendez. Peridens nu cred că există acolo, nu cred că e dezvoltat. Nu, dar pot să-l dezvolt eu. Ambițios! În Marea Britanie, Sofia poate nu numai să dezvolte dansul oriental, dar și să prezinte dansul tradițional moldovenesc. Am practicat mai multe tipuri de dans, ca și cel popular, moldovenesc, cât și dansurile de stradă. Și deci în Puterea Dansului ești pregătită pentru orice provocare. Contemporary, dans popular, dans oriental, mai ales belly dance, nu? Sigur. Cum ai ajuns să faci dans? Părinții mei au fost inițiatori acestei activități când aveam 5 ani și, sincer să fiu, sunt foarte bucuroasă că ei... Și recunoscătoare, da? Părinții sunt cei mai mari fani ai fetei. Dansul Sofiei le va plăcea cu siguranță, dar aici cel mai important lucru este să cucerească inimile juriului. Povestește-mi despre dansul tău de astăzi. Voi dansa astăzi cu ajutorul unui aripi. Acestea presupun feminitate, grațiozitate și foarte multă armonie. Super, atunci eu îți urez mult succes, să ai o prestație cât mai frumoasă, cât mai focoasă. Mulțumesc!
Bună seara. Dați-i voie să-și trag aer. Sincer să vă spun că eu așteptam când aripele o să dea jos. Sincer vă spun. A, deci tu așteptai momentul. Și așteptam să văd dansul. Să cadă aripele, ok. Și am fost mulțumită, am văzut. De mult dansați? De la 5 ani. De la 5 ani? Bravo, bravo, bravo. Și mai dansați alte dansuri? Pe parcursul anilor am încercat și alte tipuri, ca cel dansul popular moldovenesc și chiar dansul contemporan. Dă-i o sârbă, te rog, o poră ceva, că din niciuna n-a fost până acum. El pe Gabi, Asta e! Bravo! Ia! Bravo! Și așa! Bravo! Ha? Da. Suficient, gata, mulțumesc. Eu ador să dansez popular. Eu am făcut asta pentru ca să o susțin. La anunț, dacă mă duc, trei dansuri, dar așa cum știu eu. Și fetele, când mă văd, am fug. Pentru că... Sincer, ador și eu dans popular. Deci asta ar însemna că... Sincer, vă spun, ador și eu dans popular. Vienă tot. Ar însemna că juriul, de fapt, vrea ca ea să pregătească pentru următoarea etapă un dans popular. Deci ce facem? Poarta este... Asta e Iulian. El e cel mai dulce membru a juriului. Cine? Uite. Iulian. Fii atent. Spune. A fost bine. Da. Salut! Mă numesc Moise Ilia, sunt o fată creativă, îmi place foarte mult să călătoresc, iubesc mult animalele. De asemenea, îmi place foarte mult să fac lucruri făcute manual, ceea ce vine de la mama mea. Și de asemenea, îmi place foarte mult să scriu versuri. Dragostea pentru artă a fost cultivată în Lia de părinți. Mama fetei face bijuterii handmade, iar tatăl său este poet. Pasiunea de a compune versuri... Am simțit-o când prima dată am văzut că tatăl meu a început să compună și deja a realizat cartea sa, Zborul Dorului. Majoritatea poeziilor scrise de tatăl meu sunt despre țară, patrie, părinți, locul natal. De aceea am preluat și eu acest fapt și de aceea scriu mai mult despre părinții mei, poate că și de aceea am și o legătură strânsă cu tatăl meu, pentru că cred că chiar este un părinte foarte bun pentru mine, care m-a învățat să mă expun coerent și prin diferite forme de artă. Mama este cea mai bună prietenă a Liei. De aceea, când fata scrie poezii despre mama, cuvintele potrivite vin de la sine. Mama, o zeiță încântătoare își înalță chipul gingaș, ochii săi lucesc în cale. A cui e acea privire? Părul fiind precum mătasea, ochii săi ca două perle. Își înalță sa statură, încântând pe toți ce-i vede. Cât muncește într-o zi, numai ea, zeița, știe, dar plângând nici când o vezi, doar zâmbind cu modestie. Și mă uit, a sa privire, dulce ca o mângâiere, cine este acea iubire, plină de mărinimie? Nu e nimeni mai frumoasă ca zeița sclipitoare, scumpă și mărinimoasă este ea, iubita mamă. În afară de mama și tata, încă un membru al familiei va susține mereu eroina noastră, în ciuda diferenței de vârstă. Acesta este fratele mai mare al Liei, care are 21 de ani. Cum privește el acest stil de dans al tău? Te susține? Da, foarte bine mă susține și
Este mereu prezent de obicei la concerte, la concursuri. Foarte frumos, deși are 21 de ani, te susține. Da. Deși, adică e mare deja, tu ai 12. Ce relație în general este între voi? Cum ați crescut, el fiind cu 9 ani mai mare, corect? El mereu a fost ca un adevărat frate pentru mine, pentru că am avut mereu o conexiune foarte strânsă, adică de când eram mică, el mereu m-a susținut, mi-a arătat foarte multă iubire și dragoste și chiar îl iubesc foarte mult. Punctul forte al Liei este curajul în a-și exprima emoțiile. Acestea se manifestă atât în relația cu părinții săi, cât și în poezie și dans. Vreau să transmit mai mult emoții de fericire, totodată amestecate cu tristețe, nostalgie, pentru că cam aceasta este dansul, sentimente amestecate, adică după povestea sa. Foarte frumos. Noi îți urăm mult succes, fie ca acest dans al tău să fie unul de excepție. Mulțumesc mult! Bine venit, Lia! Bine v-am găsit! Lasă-mă să ghicesc! Dansezi flamenco! Da, e dansul meu preferat. Ești atât de frumoasă! Mulțumesc! De ce personaj ești? Dansul meu reprezintă un actor ce își reprezintă maestria. Prin dansul ce-l dansează din nou, doar cu aceleași sentimente și emoții profunde. Wow, frumos! Îți urăm baftă! Mulțumesc! Următoarea participantă, Moisei Lia! Vino cu acelea. Yeah. Asta tot e rochie? Da? Ok, fără cuvinte, direct la dans. Bata de cola! Самое сложное фламенко с этим платьем и с платком. Самое thank you.
Жало. Aici trebuie să fie aplauze, cu siguranță. Сколько сил нужно иметь на эту композицию? Cuvintele de prițos le scoatem și dăm verdict. Abia de respiră fata asta. Eu nu știu cum poți să dai. E incredibil. Ăsta probabil este unul dintre cele mai complicate stiluri de la flamenco, nu? Pata de col, absolut. Ăsta, nu? Da. Și muzica e destul de complicată ca ritm, ca atitudine. Tu te-ai descurcat? Ce zici? Tu cum simți? Te-ai descurcat? Eu aveam senzația că ți-e încurcă tot ce ai tu. Ai trei... Se primește că tu lucrezi cu trandafirul, lucrezi cu trena și cu pelerina asta, da. Și în unele momente îmi părea că ți-e încurcă trena. Deci nu-i din compoziția ta. Și în general, Libertango... E așa o melodie cu multă, multă, multă atitudine, dragoste și pasiune și tot, nu știu ce ai vrut să redai tu aici. Până la urmă, iarăși ai lucrat foarte mult cu podeaua, sper că ți-a dat un feedback. Pentru că așteptam și cu mine să lucrez cu noi, cel puțin. Deci ceea ce vreau să, totuși, la ce ajung, că nu mi-a ajuns emoție și atitudine pentru acest dans. Ți-ai complicat viața luând tema asta, luând melodia asta și iarăși, în general, dansezi flamenco. Este atitudine. Este starea în care trebuie să intri în scenă și să ieși din scenă. Așa. Focul. Trebuie să iasă focul din ochi, din timp. Pentru mine, de data asta, nu. Dar mai avem 3 membri a juriului. Da. Мне очень сложно принять это решение, потому что я знаю, что такое работать с этим платьем. И еще и дополнительно да, была шаль и... Нет легких путей. Путей легких нет. Скорее, нет. Есть un nu ca să devii mai bună, cu siguranță. Așa că nu renunța și nu da voie emoțiilor acum, de lacrimi sau de altceva. Le dai data viitoare, la anul, în flamenco, cu foc și pasiune. Ne vedem la anul. Pa, pa! Succes! Succes! Eu sunt convins că uneori pentru voi este atât de complicat să dați acest nu, pentru că uneori acest nu este mai mult un da decât nu. Este un da pe viitor. Corect? Exact. Asta e important să înțeleagă și copiii. De mult e demonstrat deja că succesul ăsta nu înseamnă locul 1. Sau să fii primul, sau să fii nu știu ce. Succes asta înseamnă să reziști o perioadă îndelungată. Succes asta înseamnă să nu renunți. Pentru mine cel puțin. Каждое твердое нет это перспективное да. Când noi dăm verdictul că mergem mai departe sau nu, o parte plâng, eu parcă nu aș vrea să trec pe lângă ei, pe lângă părinți, pentru că mă simt, nu știu, mă simt atât de dezgolit și îmi pare rău de ceea ce am zis. Dar nu putem alt răspuns să dăm sau altă alegere să spunem că da sau... Greșelile și pierderile sunt mult mai importante decât să câștigi. Este te învață și te face mai puternic. Eu mă numesc Elinca, eu am 9 ani, trăiesc în Bălți. Și mă ocup cu dansurile, cu pictura și învăț germana. Ilinca crește într-o familie mare și prietenoasă. Fata are 2 frați și 2 părinți iubitori. Aceasta este mama mea, fiea o cheamă Ina. Eu pe însă foarte, foarte tare o iubesc. Și ea pe mine mă învață foarte multe lucruri. Ea e îngerul meu păzitor. În general, eu e un copil destul de mega responsabil, dar cred că da, puțin lenoasă, în sensul că nu-i plac să facă treburile casnice. Adică asta nu ține de școală, de dansuri. Plus, dacă să vorbim din... Ce e la școală? La școală ei nu place școală și ea... Nu s-a Nu, pe linoasă e cu școală. Nu, ea își face temele, ea învață bine. Ea își face temele, când vată ea au lucrat mai linoșuc. Sasha. Acesta este fratele meu mai mic. Pe el cheamă Alexandru sau Sasha, noi așa îi spunem. Noi cu dânsul ne prietenim foarte bine. Și chiar câteodată, dacă el mă supără pe mine, din cauza că e vrednă, atunci noi ne prietenim.
Noi ne prea... Dar totul foarte repede trece. Ea bună... Ea... Cu mine joacă foarte bun, are... Foarte mult halacteri care buni. Ea la toate halacterul poate să fie buni. Ea poate să fie minune. Foarte bine știe temele. Ea știe mai bine ca profesorul, eu cred. Responsabilă. Ea responsabilă, nu te-au dispus mie, Elin. Această fratele mai mare. El se ocupă cu vocalul. Sunt în relații foarte bune cu ea, din cauza că eu de obicei acasă nu prea mă aflu. O văd cam. Cu fratele mai mare, Ilinca a stabilit o colaborare creativă. El cântă, ea dansează. Another love, another love. Oh my tears, bid you stop. Another love, another love. Oh my tears, bid you stop. Another love, another love. Oh my tears, bid you stop. Profilul creativ în familie Ianachievici este destul de evident. Aici există dansatori în afară de Ilinca. Vorbim despre tatăl ei, Vlad. Eu am urmat pașii lui tata. Tu ai urmat pașii lui tata? Da. Tata tău este dansator? Era. Dansurile, într-un oarecare măsură, te fac ca personalitate mai puternică. Și de ce a lăsat dansul, nu știi? Că s-a dus partenera lui în America și n-a mai avut dorința de... A avea altă parteneră. Ilinca visează să ajungă în America. O atrage nu viața mai prosperă și nici oportunitățile financiare, ci oamenii. Oamenii sunt mai liberi și nu sunt așa de triști în fiecare zi. Doar nu le s-a spus de mici că e ca stagi. Dacă nu, adică la moldoveni așa le spune. La noi strică la școală. Învățătoarea în fiecare zi strică, adică asta e rutina ei. Nu, ea și pe așa strică, poate scadă un toc pe roșu și ea strige la noi. Din cauza că noi facem prea mult sunet. În Chișinău îți pară și în Bălit îți par oamenii triști, da? Da, puțin triști, așa de parcă, nu știu, nu mai doresc să facă ceva bine. Și ce trebuie să schimbăm noi la oamenii noștri ca ei? Să zâmbim mai mult. Păi asta spune la tuturor, să zâmbiți mai mult, să trăiți fiecare rog, clipă. Zâmbiți în fiecare zi. Sperăm că ați zâmbit și voi. Acum să vedem dacă Ilinca va reuși să facă și juriul să zâmbească. O să începem, Ilinca, cu actoria.
care a fost super, super bună. Mulțumesc! Și a fost acest contrast foarte mare între personajul tău, eleva aia cu mincioară care răspunde la fiecare lecție, și a doua elevă care la fel răspunde, dar este un ticuleț mai rebel, ca să nu zic alt cuvânt. Obrăznicuță. E prea rebelă, hai să spunem așa. A fost o trecere foarte și foarte superbă, din punctul meu de vedere, pentru că mă uitam să iau, uite-o cât e cu mincioare și... Și pentru asta m-ai cucerit, cu asta m-ai cucerit, bravo. Mulțumesc. Emoția a fost din plin. Da, dacă se vorbim despre alții, noi lipsește emoții, la tine emoții au fost foarte multe, foarte adevărate, dans cam puțin, dans cam puțin. De câte am înțeles noi, nu ai venit singură, cu cine ai venit? Cu fratele mai mic. Dar fratele dansează? Nu. Da, vrei să dansezi? Hai să întrebăm pe el. Nu. Hai, întrebați. Alexandru, ești cu Alexandru, nu? Cu frățiorul? Da. Ia uite-l. Ceau, Alexandru! Salut, Alexandru! Ce mai faci? Când ai să crești mare, ce vrei să devii? Cosmonaut, pompier, polițist, politician, primar de Bălți. TikToker. Ce? Doctor. Primar de Bălți. Cosmonaut. Cosmonaut, super. Ce crezi tu despre super. Dansul surioarei tale, Ailinca? Foarte bun. Foarte bun, ok. Ilian? Da, uitați-vă la acești trei perechi de ochi care se uită la voi cu nerăbdare să afle... De ce trei? De, eu, Ilinca și Alexandru. Ar fi o greșeală dacă n-am spune lucrurilor pe nume, pentru că, într-adevăr, vreau să te văd și la anul, eu și cred că toți colegii mei, pentru că, cum ți-am spus, emoțiile au fost foarte multe și adevărate, dans a fost mai puțin. Ceea ce îți doresc ca la anul, deja să atragi foarte multă atenție la chestia asta și să vii aici cu aceleși emoții, pentru că emoțiile, ți-am spus, au fost bombă. Dans, adaugi, perfecționezi și te așteptăm la an. Da, bine. Sau poate cineva nu este de acord. Dar eu, normal că nu sunt de acord. Cu ce anume? Cum. Pentru că dans nu înseamnă doar o mișcare corectă, nu despre ce vorbim. Și când ea stă pe scaun, un copil și tu vezi peste două secunde un alt copil, tu n-ai cum să nu-i dai ei, nu-mi pare corect. Nu merge vorba despre corectă, nu merge vorba despre mișcări corecte. Super mega corect, dar emoția a fost nul, zero. Și până la urmă ție îți place fix, ce nu-i place și nouă. Păi eu vreau să mă uit și să treacă murașchi prin... Dacă nu a trecut nici o murașcă, înseamnă că n-are... A trecut murașchi. Pe mine au trecut murașchi și nu numai una, mai multe. Iulian, fost super pe mine, scuză-mă, te rog, dar... vină la mine, te rog. Să ne cărie acum, trebuie să cilină juri protiv, din zan, știu ăta. Lucrezi foarte mult, bine? La actorii, nota 10. Dacă ne zile... Dar nu-i logic. Eu înțeleg că mai avem din astea puține, dar dacă omul merită, copilul merită, ce... Așa sunt eu, mai impulsiv de felul meu și atunci când eu cred că am dreptatea și eu nu vreau să zic că eu am dreptatea supremă și sunt cel mai deștept în toate domeniile, dar când sunt unele momente care eu simt că nu am cum să cedez, indiferent că sunt contra 3 sau contra 100. Da, mai departe, în turul 2, eu am stat din gură și n-am să zic nimic. Smătri, este din moralno-etický moment. Așa, Diana, smătri. 4 члена жюри, 3 члена против, вдруг ты встаешь и берешь билет. Вы серьезно, люди? Нет, это ненормально. Asta este etický moment față de un copil. Девочка ничего не станцевала. Да как ничего не станцевала? Не станцевала. Te felicităm. Ai primit biletul. Super, mulțumesc! Biletul magic nu a fost ușor de obținut pentru participantă. După ce s-a întors acasă și a reflectat la situație, Ilinca a luat o decizie responsabilă, care a fost o adevărată surpriză pentru noi. Fata a hotărât să renunțe la participarea în sezonul 4, să se antreneze din greu și să vină la proiect în anul următor pentru a obține un bilet cu acordul tuturor membrilor juriului. O decizie matură și demnă de apreciere. Ilinca, te așteptăm în sezonul 5. Daria Hamza se ocupă cu hip-hop și dancehall. Fata dansează doar de 6 luni. În clubul de dans, la fel ca și în proiectul nostru, a adus-o un prieten, Slava Verlan. Мы гуляли? И как-то началась тема про танцы.
Вот, он начал рассказывать про этот коллектив, и мне понравилось, я решила попробовать. Изначально на первую тренировку, когда я пришла, мне было все незнакомое. Я сомневалась в себе и думала, что ничего не получится. А прозанималась 6 месяцев и поняла, что это мое и буду тут заниматься. Дарья s-a pasionat atât de mult încât acum visează la o carieră de dansatoare profesionistă. Cu viitorul job și-a stabilit prioritățile. Dar acum să vorbim puțin despre hobby-ul său. Fata iubește și să picteze. Мне это нравится, меня это успокаивает. То есть, когда я начинаю рисовать, я забываю о своих проблемах, о всем. Acum să ne întoarcem la proiect. Cu doar 6 luni de dans, va fi greu pentru Daria să obțină biletul magic. Se pare că și ea însă și înțelege asta. Что ты ожидаешь от этого проекта? Стараюсь ничего не ожидать, потому что могу и не пройти, могу и пройти, поэтому надеюсь на лучшее. А все-таки как ты думаешь, пройдешь? Думаю, пройду. Urmează să vedem cum evoluează lucrurile. O invităm pe Daria în scenă. Următoarea participantă, Daria! Haideți să vă fac cunoștință cu Daria. Daria, privet! Это для тебя. Познакомься с нашим жюри. Даша, релакс, расслабься, мы не страшные. Кроме меня. Давайте так, меньше слов, больше танца. Удачи тебе. Удачи! Ази! I got 30 on my wrist, I'm finna buy a Limbo too. Limbo truck the rush because my juice fell out the coupe. Ooh, I see food, I just lost my roof. Move, I'm a hot head, bitch, I lose my cool. Police on my ass, I told them, bitch, you ain't no proof. Spent the block and roll the window down, I air it out, no truth. I'm in the strip, guns. I'm in the bitch, blow that rock. I'm in the rock. Yeah, I'm on that time, I'm on that team. Got a fucking jewelry, nigga. Got a clip. Fuck you, still got the same 5 friends with me. It's against the party, let the effing in dance with me. They say how you got 2 phones and never answer me. I can't take no L and I won't let you take no chance with me. Iată ce înseamnă atitudine și acel moment când tu publicul îl acaparezi, îl tragi pe tine. Super! Даша, хореографически, я тебе честно говорю, ты не дотянула. Видимо, потому что постеснялась. Ты можешь, я вижу, что ты можешь. Но то, что мы увидели, это было эмоционально. Мы видели, что изнутри из тебя выходило все, что должно выходить в хип-хопе. Но в танце всего недостаточно. Я просто тебе объясняю, что вот это надо из себя вытягивать. Ты просто порвешь всех. Скажи мне, пожалуйста, ты понимаешь, о чем ты танцевала? Ну, в этом танце нет особого смысла, просто пришла показать себя. Ты уверена, о, нет круто. Смысла? То есть вот это... Это нет смысла? То есть не про, не знаю, про силу, может быть, сила... Ну, про силу, да. Надо добавить динамики. Надо добавить динамики. И мы прочувствовали твою энергию, мы ее словили. А теперь в движение нужно добавить динамики, и это будет отлично. Короче, есть потенциал, молодец, иди сюда. Эй, забирай свой билетик. Молодец. Спасибо. Дай 5. До следующего раза. Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 12 лет, мне нравится заниматься спортом. Екатерина este foarte bună la disciplinele sportive. Pe lista pasiunilor sale se află taekwondo, înotul și succese considerabile în gimnastică. У меня много медалей, кубков. Я уже 6 лет занимаюсь спортом. У меня много наград. Dansurile nu sunt chiar un sport. Desigur, succesele în gimnastică sunt de mare ajutor și în coreografie. Cu toate acestea, doar pregătirea fizică nu este suficientă. Să vedem dacă Ecaterina va reuși să impresioneze juriul. Îi dorim mult succes! Привет, Катя! Привет, привет! Как дела? Отлично! Что ты будешь танцевать? Балет. Интересно. Желаем тебе удачи на сцене.
Спасибо большое. Тебя уже ждут. Мириуца Екатерина! Есть următория партиципанца. Салут, Екатерина. Ты очень красивая девочка. Спасибо Давай. Большое. У тебя хорошие эмоции. Не бойся. Танцуй! Хорошо. Удачи. Спинку выпрыгни. А сейчас поговорим. Катюша, сколько ты занимаешься танцами? Год, почти два. Не так давно. Тут есть некоторые моменты. Конечно, что у тебя два года такие результаты, это очень хорошо. Но есть моменты, которые меня беспокоят. Первое – это спинка. Второе – как ты связываешь все движения. Вот даже слово «лирика». Она мягкая, так из одного с другого, одна буква в другую, лирика. Это все должно плыть, каждое движение, из одного в другое. Тут были очень много искажений из каждого движения. То есть переходы были очень жесткие. У тебя такие хорошие данные, что это было бы неправильно тебя пропустить сейчас. Мы тебя ждем в следующем году с новым танцем. Идея и ход мысли нам нравятся. И ты на правильном пути. Работай. Только это не забывай. И прекрасные данные, не надо их терять. Нужно идти вперед. Спасибо большое. Большое тебе спасибо. Это медальку ты заслужила. Спасибо большое. А это твой билет вара-вара. Спасибо большое. В следующем году у тебя точно все получится. Спасибо большое. Давай, удачи. Спасибо, пока. Пока. Copil, am lumea mea. Poți intra dacă dorești. Cântecul, dansul este viața mea. Sunt fata ce-mi place o lume ca-n povești. Mă numesc Andru Alexandra, am 11 ani. Deja de 7 ani, fetița face parte din celebrul ansamblu Codreanca. Acest lucru înseamnă că participanta abordează dansul foarte serios. Alexandra este îndrăgostită de cultura autentică natală. Fetița se îmbracă în costume naționale și interpretează cântece populare moldovenești venite din folclor. De pe dealuri, de pe văi, auzi eu de flacăi, ăștia-s moldovenii mei, drli, drla. Dar de pe toate văile, auzi cântă fetele, ăștia-s moldoveni și li, drli, drla. Dar moldoveni și li s-așa și la lucru știu lucra și la horă știu juca, drli, drla. Dacă n-nșepa drlăi, drlăi și chiui evrei și nu le poți opri, drli, drla. Pentru eroina noastră, nimic nu este imposibil. Acesta este motoul său în viață. Cine știe să meargă, știe și să danseze. Cine știe să vorbească, știe și să cânte. Datorită sprijinului părinților și sârguinței sale, la vârsta de 11 ani, Alexandra a obținut deja succese considerabile și continuă să-și urmeze visul. Vreau să ajung pe scene foarte mari, vreau să fiu o stea pe lângă toți. Pe la ce concursuri ai reușit să mergi? Pe la ce festival? Un concurs internațional din Germania. Am luat premiul cel mare. Ce călătorit mult? Foarte bravo! În Odessa, în Kiev, în România, în Spania. Deci ai călătorit mult și ai venit din fiecare loc cu premii. Da. Astăzi crezi cu ce pleci acasă? Cu biletul, da. Cu biletul. De vei aștept. Juriul cu siguranță așteaptă cu nerăbdare. Să vedem cum se va prezenta Alexandra pe scenă. Salut, Alexandra! Bună ziua! Ce mai faci? Bine. Ești atât de frumoasă? Mulțumesc mult! Povestește-mi despre scenuța ta.
Această ținută reprezintă dansul samba și seamănă ca flamenco. Îmi place. Tot de roz, ca o bomboană. Mulțumesc mult. Te așteaptă pe scenă. Hai, mulțumesc. În aplauzele voastre. Ei, salut. Opa. Prezintă-te, spune-le cum te cheamă. Mă numesc Andruh Alexandra, am 11 ani, vin de la clubul de dans Codreanca și vreau să vă prezint dansul samba. Alexandra, Alexandra, vreau să zic un singur lucru. Nu știu cum o să dansezi, dar cum ai intrat, m-ai cucerit. Eu nici nu vreau să mă uit la dans. Eu zic da, nu știu. Pasca! Ia mea. A intrat, te-a cucerit, dar acum zi după dansul ăsta. Când eram mic, îmi doream foarte mult să dansez. Foarte mult. Și anume stilul ăsta de dans, care eu cred că pe un om, că e bărbat, că e femeie, că e copil, că nu știu ce, anume dansul face să fii, nu știu, să fii tot timpul viu, plin de speranță. Și iată, tu, astăzi, încă o dată, du-te că deja am șansă să plâng din cauza ta. M-ai cucerit din la 100. Super. Am ceva de spus, e colectivul în care am dansat de vreo 20 de ani. Wow. Și am emoții și am lacrimi și totul sufletul meu e cu tine. Mulțumesc. Dar totodată, fii atent, avem verdictul. Poate fi biletul. Bravo. Bravo. Felicitări. Bravo, Alexandra. Vino încoace că ai emoții, trebuie să intri pe aici. Mai, la noi la țară se spunea, când vezi astfel de copii, în sensul frumos a cuvântului, cât drag de copil de ăsta. Tot îți vin să-l mănânci. A, vă tăchi, vă balne. Da, bravo, doamne. Ceva, wow, wow, wow. Ai fost superbă. Mulțumesc mult. Aceasta este pentru tine. Ai meritat-o. Mulțumesc foarte mult. Te așteptăm în etapa următoare. Ai fost superbă. Sper că în etapa următoare vei veni cu un dans tot așa de superb. Tare. Mulțumesc mult, aseară frumoasă! Aseară frumoasă! Când am început dansurile, nu tare vroiam, dar cu ajutorul părinților am succese mari. Deci părinții sunt cei care te susțin, nu? Da. Și ei sunt acei care au venit cu inițiativa să mergi la dansuri. Și acum probabil le mulțumesc pentru asta. Foarte mult. Ce ține de susținere este absolut tot important. Este o muncă enormă. În mare parte, prima greșeală de care se ciocnește un copil și viitorul lui, cu siguranță sunt părinții. Părinții, pe lângă autoritate și pe lângă tot, trebuie întotdeauna să-și susțină copilul, chiar dacă el simte. Sunt mai buni ca el, înțelegi? Eu trebuie să fiu foarte atent și să-i zic, tu ești cel mai bun. Și atunci când el nu o să meargă mai departe, am un argument foarte bun de ce el nu a mers mai departe. Nu este vdrug tak slucită, că tu nu prăjdești следующий etap, это ни в коем случае не изменит моего отношения к тебе. Значит, есть над чем работать. Să-i susțin și când câștigă, și când pierd. Pentru că vezi dacă nu m-ai ascultat, vezi dacă ești prost, vezi dacă nu știu ce ai făcut. Copilul nostru nu trebuie să audă astfel de chestii despre el, de la părinte. Întotdeauna copilul este cel mai bun. Vizionați în următoarea emisiune.
Vă așteaptă o întâlnire cu protagoniștii sezonului trecut. Cheerleading interpretat de oaspeți din Ucraina. Ținute frumoase și noi eroi ai proiectului Puterea Dansului.